Stimați reprezentanți mass media, stimați cetățeni, bună ziua! Noi am convocat astăzi această conferință de presă pentru ca să ne expunem opinia cu privire la uh, eventual audit uh, prevăzut de protocolul semnat uh, de Ministrul Infrastructurii Andrei Spânu la Peterburg pe data de 29 octombrie uh, 2021. Uh, audit care presupune uh, conform protocolului Evaluarea, verificarea datoriilor malului drept. În opinia noastră, în cazul în care vom urma a, această linie, vom ajunge să includem în facturile cetățenilor peste 2 miliarde de lei în următorii 5 ani. Pentru a stabili adevărul, pentru a face claritate cine, cât a, și cui este dator, este nevoie de făcut un audit al conformității a societății pe acțiuni Moldova Gaz uh, și nu doar auditul datoriilor malului drept, așa cum este specificat în protocolul din 29 octombrie. Pentru a face acest lucru, uh, e nevoie de a privi uh, acest context mai larg. Trebuie să evaluăm situația începând cu momentul fondării până la fondarea societății pe acțiuni Moldova Gaz, și toată perioada de activitate a societății Moldova-Gaz, să ne clarificăm uh, cu acele fraude, cu acele nereguli, acele încălcări de lege care au avut loc pe parcurs, într-un final să ne asigurăm de faptul că avem o claritate și o transparență la capitolul activitatea societății pe Moldova-Gaz și să facem un bilanț. Care sunt datoriile reale, cine și cât este dator? Dacă nu vom face acest lucru, riscăm să uh, încălcăm interesele cetățenilor și interesele naționale ale Republicii Moldova. Pentru a evita această situație, Partidul Schimbării, grupul economic din care fac parte inclusiv uh, Sergiu Tofilat uh, uh, și domnul Tudor Șoitu, au elaborat o opinie cu privire la sarcinile auditului care ar trebui să fie efectuat. În viitorul apropiat. Eu invit pe colegii mei să ia cuvântul și să explice punctual și structural care este uh, opinia Partidului Schimbării cu privire la acest audit și care ar trebui să fie structura respectivului audit al conformității și nu doar a datorii. Vă mulțumesc! Bună ziua, stimați prieteni! Subiectul. Criza din domeniul energetic, a gazelor naturale, este de, actualitate. Păcat că a ajuns pe ordine de zi pe agenda publică într-o situație nu tocmai favorabilă pentru regiunea noastră, atât pentru Moldova, cât și pentru Uniunea Europeană. Asistăm la prețuri fără precedent la gaze. Totodată, în contextul negocierilor pe care le-a purtat partea moldovenească cu Gazpromul, în sfârșit, a apărut subiectul auditului, este menționată datoriei, noi o să dezvoltăm un pic subiectul, este vorba de administrarea frauduloasă a complexului de gaze naturale din Republica Moldova. Deci, pentru a clarifica care este valoarea obiectivă a datoriei malului drept, lăsăm partea transnistreană aici deoparte, deci, datorie malului drept, pentru asta noi trebuie să analizăm uh, toate încălcările care au avut loc începând cu anii 1993 94 Deci fără asta noi nu vom ajunge la uh, valoarea reală a datoriei malului drept. Uh, având la bază patru studii pe care le-am făcut uh, împreună cu domnul Șoito, împreună cu domnul Parlicov, pe parcursul anilor, uh, practic sunt unicile studii care uh, dezvăluie și explică toate încălcările care au avut loc, cel puțin cele care sunt cunoscute uh, din, din documentele de care dispunem. Poate că mai sunt și altele. Iată, având la bază acele studii, noi am elaborat uh, o listă de sarcini care uh, trebuie să fie incluse în uh, misiunea de audit. Deci la ce trebuie să atragă atenția echipa de audit ca noi să obținem uh, materiale suficiente să, uh, să stabilim care este valoarea datorii Aici am să fac o precizare importantă. În 2018, furnizorul de gaze din Ucraina, Naftogaz, a câștigat arbitrajul contra Gazpromului. La fel, în 2020, în iunie, furnizorul de gaze din Polonia, PGNIG sau Paganiga, a câștigat și el arbitrajul împotriva Gazpromului. Vorbim de un miliard jumate de euro. Deci, acest raport de audit care va fi efectuat, el trebuie să fie de așa o calitate încât noi, partea moldovenească, să ne putem adresa în caz de necesitate în arbitraj internațional, să-l anexăm ca material probatoriu și să contestăm valoarea acestei datorie malul drept, asta dacă nu ne înțelegem pe calea cu gazprom deci, probabil, tre trebuie să menționăm că obiectivul de bază este să avem o înțelegere ameabilă cu Gazpromul și să, să, spunem așa, să radiem datoria malul pentru că ea nu există. Numai că asta, evident, trebuie probat și documentat. Planul B, dacă nu se reușește pe calea ameabilă, ne pregătim de arbitraj. Trecem mijlocit la acele sarcini la care trebuie să atragă atenția auditorii. Noi le-am grupat în câteva categorii. Prima este, este, vorba de factorii care au contribuit la acumularea datoriei la gaza malul drept până în 1998, până când a fost fondată Moldova Gaz. Deci predecesorul Moldova Gaz este compania Gaz Snap Transit, formată în 1995. Pe parcursul anului 94, noi am asistat la un șir de condiții abuzive la livrarea gazelor, condiții abuzive, discriminatorii pe care Gazprom le-a impus părții moldovenești. Este vorba de majorarea prețului de livrare gazelor de la 38 dolari jumate la 80, obligația de a plăti gazele în avans și o penalitate de 0,35% pe zi, care e de 17 ori mai mare decât condițiile pentru țările din regiune. Deci, două condiții discriminatorii, prețul Moldova plătea un preț de 80 de dolari, în timp ce țările din CSI plăteau un preț de 50 dolari jumate, Uniunea Europeană plătea un preț de 72-73 de dolari. Deci acestea sunt niște condiții abuzive pe care Gazprom le-a impus. Plus la asta, malul stâng, regiunea transnistriană a încetat plățele la gaz și în rezultat ce s-a primit? Pe Pri parcursul anului 94, datoria la gaz a crescut de la 22 de milioane la piste 290 de milioane de dolari într-un singur an, asta a permis concernului rus să acapareze gazoductele magistrale care vin pe teritoriul Republicii Moldova. Deci, în contul achitării datoriei la gaz, malul, malul drept și malul stâng au transmis gazoductele magistrale. În capitalul Gaznav Transit, 50% s-au dus la Gazprom. Deci aceste condiții abuzive la fel trebuie să fie uh, subiect de negociere și eventual de arbitraj cu Gazprom. Uh, la crearea gaznat tranzit la fel s-au făcut încălcări majore. Vorbim de patru gazoducte care, sunt magistrale care sunt în teritoriul Moldovei. Păi iată, în capitalul gaznat tranzit a fost transmis doar gazoductul ACB, Ananev, Cernăuț, Bohoroceni. Prin el nu are loc tranzit. Uh, gazoductul transbalcanic, de 276 de, de kilometri el nu a fost inclus în uh, capitalul GASNAP TRANZIT dar anume prin el uh, se tranzitau gazele uh, per total în, din, din cauza faptului că n-a fost inclus cel mai important gazoduct și prin, în baza faptului că a fost subevaluat patrimoniul de pe malul drept uh, Republica Moldova a fost prejudiciată cu peste 400 de milioane de dolari în 1995 la fondarea Gaznab TRANZIT uh, un subiect aparte ține de modul cum gazoductul Transbalcanic a ajuns în capitalul GazNAP Transit, ulterior fondării, și respectiv în capitalul Moldova Gaz. Deci, nici până în ziua de azi nu este clar în baza la care documente acest gazoduct este în capitalul uh, Moldova Gaz. Și respectiv, dacă el a fost transmis în capital, de ce nu s-a stins în aceeași măsură datoria la gaz? Uh, am să-l rog pe domnul Șoito să parcurgă alte câteva încălcări, după care o să revenim la perioadele mai recente. Domnul Șoito, aveți cuvântul. Stimați prieteni, bună ziua! Problema fondării sistemului de aprovizionare cu gaze naturale a Republicii Moldova a apărut, domnul Tofilat s-a referit, nu o să într-un în detaliu, vom reveni cu alte ocazii să nu pierdem prea mult timp o să direct la subiect, dar una din sarcinile misiunii de audit luând în considerație faptul că în anul 95 și abuziv s-a format o datorie de 290 de milioane plus penalitățile egale aproximativ cu 98 de milioane de dolari în formula 0,35 pentru fiecare zi de întârziere. Republica Moldova, la începutul anului 98-99, a emis, guvernul Republicii Moldova a emis cambii hârtii de valoare, care le-a plasat în banca de rezervă din Moscova și întrețineau aceste 140 de milioane de, dola, de dolari în hârtii de valoare cu rata de 8% anual. Astfel s-a format o datorie care trebuia, evident, răscumpărat vertiile respective și stâns datoria respectivă de 140 de milioane de dolari. Răscumpărarea acestor datorii, noi avem probe, a fost făcută, vreau să zic, doar în anul 1980, 1990, 1998. Avem, vreau să zic, probele respective, unde Republica Moldova stinge datoria față de Gazprom în valoare de 140 de milioane de dolari, pentru care și datoria Transnistrii în valoare de 130 de milioane de dolari. Iată, avem aici uh, document de 140, 130 de milioane de dolari care stinge datoria Transnistrii pentru acumulat pentru datoriile acumulate în anul 1995. În așa fel, noi, în loc să ne strângem datoria noastră, noi așa și-am rămas cu datoria nestânsă, iar autoritățile Republicii Moldova răză că fac plouă, nu cunosc lucrurile respective una din problemele ca să trec de la alt sarcini este și problema fondării societății pe acțiuni Moldova Gaz prin care chipurile în anul 1925 la formarea sau fondarea Gaznab Transitului Gaznap Transitul sau Gazpromul a fost e, e, i-a fost delegate fondurile pe viu. În realitate, Gasnab Transitul deținea doar acțiunile de respective. Acțiuni care, la momentul întrării Gasnab Transitului în societatea pe acțiuni Moldova Gaz și formarea societății pe acțiuni Moldova Gaz, este hotărârea 1068 prin care Capitalul statutar a GazNAP tranzitului automat, ca din pot, se mărește de la 52 de milioane de dolari plus 33 de milioane, la 85, aproape 86 de milioane de dolari. În condiții în care, potrivit hotărârii Guvernului, GazNAP tranzitul i s-a transmis 33 de milioane, avem punctul 5 de hotărâre a Guvernului, 33 întreg și 30 milioane de dolari, valoare care trebuia să stângă o datorie a Republicii Moldova pentru gazele consumate în anul 1995. Mulțumim, și să Ok. Deci vorbim de iarăși niște încălcări la fondarea uh, Moldova Gaz în 98. Atunci, în componența uh, noi întreprinderi mixte, a fost transmise gazoductele magistrale care erau la Gaznap Transit. tranzit. Gazprom deținea o cot acolo. 50% din, din uh, acțiunile Gaznap Transit. tranzit. Păi iată, această cotă a fost majorată cu 33 de milioane de dolari. Vedem punctul 6 din hotărârea de guvernul 1068 din 98. Practic, Gazpromului i s-a cadonat 33 de milioane de dolari și banii aceștia n-au fost reduși din datorie malul drept. Iarăși, sunt o sumă din încălcări pe care fiecare trebuie să le analizăm și să le punem pe, pe cântar, să spunem așa, atunci când stabilim valoarea datoriei. Ulterior, un subiect aparte ține de gestionarea banilor achitați de consumatorii de gaze din Republica Moldova de livrarea de bunuri și servicii, așa numitele scheme barter pentru plata datoriei la gaz. Deci acolo tot au avut loc un șir de încălcări și noi nu cunoaștem în ce mod banii achitați sau serviciile și bunurile livrate de malul drept au mers anume la stingerea datoriei malului drept. Deci posibil că și acolo sunt niște încălcări și Gazprom din banii noștri iarăși a achitat datoria malului stâng. În continuare, uh, după ce uh, da, în, în, anul 2005 Gazprom a cesionat toată datoria acumulată, uh, aproximativ 1, 3, 2 mil miliarde de dolari, către o companie fiică a sa, Factoring Finance. Deci, respectiv, dacă a fost o cesiune, au fost niște documente anexate, verificări, acte de verificare, ele la fel trebuie uh, analizate cât care este uh, legalitatea și corectitudinea a acestor acte. Ulterior uh, vorbim despre uh, unul probabil din cele mai importante puncte legalitatea și corectitudinea împărțirii uh, repartizării veniturilor din tranzitul gazelor. Aici sunt două perioade uh, până în anul 2000 uh, venitul din tranzitul gazelor deci ceea ce Gazprom achita Republicii Moldova pentru faptul că se foloseau rețele magistrale de gaze, acest venit se repartiza proporțional consumului de gaz între malul drept și malul stâng. Corect ar fi și echitabil, și asta e practica internațională, venitul se calculează pe transportarea gazelor la distanță de 100 de kilometri respectiv el trebuie să se împartă proporțional cu lungimea gazoductelor între malul drept și malul stâng. Păi iată, dacă să luăm la bază practică internațională și obiectivă, 72% din gazoducte se află pe teritoriul Republicii Moldova și doar 28% pe teritoriul Transnistriei. Nu ne uităm și pe hartă, vedem că Republica Moldova este ceva mai mare ca teritoriu decât uh, regiunea transnistriană. Însă, uh, Până în 2000, venitul din tranziție împărțea proporțional consumul de gaze. Transnistria consuma tot o cantitate mult mai mare decât această proporție 28%, respectiv și aici sunt niște venituri ratate de malul drept. După 2000, ce s-a întâmplat? Sau începând cu 2000, avem hotărârea numărul 70 din 16 mai 2000 a Consiliului de Administrație Moldova-Gaz, care a fost ulterior transformată în prevederea contractului de tranzit, punctul 3.2 din contractul de tranzit a gazelor, semnat în 2006. Păi iată, potrivit acestor prevederi, venitul din tranzitul gazelor se repartizează 50 la 50 între malul drept și malul stâng. Iarăși, asta e în defavoarea noastră și doar pentru, pe, pe acest punct, în ultimii 20 de ani, noi am ratat circa 250 de milioane de dolari lucrul ăsta trebuie reflectat în audit și discutat cu Gazprom. Dacă nu, agreat sau transmis în arbitraj. Uh, ulterior, Cotărerea 1068 privind fondarea Moldova Gaz prevedea că, da, în 98 noi luăm o valoare preliminară a activilor, dar în 99 departamentul privatizare, salutări aici lui Vladimir Filat, urma să facă reevaluarea uh, patrimoniului Moldova-Gaz, să vadă care e prețul lui de piață și să stingă o parte din uh, datorie la gaz. Lucrul ăsta n-a fost făcut. Deci nici până în ziua de azi lucrul ăsta nu a fost făcut. În schimb, în 2009, Moldova-Gaz uh, efectuează reevaluarea patrimoniului, crește valoarea lui de aproape 9 ori uh, și asta le-a permis să calculeze uzur suplimentar de 150 de milioane de lei anual, și ceara în să fie inclus în tarif. Adică noi să plătim în fiecare an câte 150 de milioane de lei, începând cu 2009, ca Moldova Gaz să aibă din ce investi. Deci, iată, în ultimii 12 ani, noi cu dumneavoastră am capitalizat, noi consumatorii, am capitalizat Moldova Gaz cu peste 1,38 miliarde lei. Uh, lucrul ăsta nici de cum nu s-a reflectat la stingerea datoriei la gaz uh, și, la fel, trebuie verificat cât de, cum asta corespunde prevederilor hotărârii 1068 din 1998 privind fondarea Moldova Gaz. Acolo e prevăzută reevaluarea, e prevăzută și stingerea datoriilor. Ați reevaluat, stingeți datoria. Protocol, Pentru că asta se primește că... Chestia asta. Da, este și respectiv și uh, protocolul de uh, negocieri din 10 octombrie 97. La fel a prevăzut chestia asta, reevaluarea patrimoniului și stingerea datorii. Și recunoscut de Gazprom. Da, sunt și semnăturile Gazpromului. Deci, un alt aspect, iarăși, un capitol aparte ține de gestionarea întreprinderii Moldova-Gaz de calitatea managementului. Și aici aici sunt câteva compartimenti. Unul ține de cheltuielile nejustificate care nu au fost incluse în tarif. Deci, orice leu care îl primește Moldova-Gaz, el are o destinație. Plata gazului, plata salariilor, reparația gazoductelor, deci fiecare leu este are o, o destinație dacă întreprinderea cheltui banii contrar destinațiilor prevăzute de tarif regulatorul anreu pur și simplu nu îl pune pe spatele consumatorilor și atunci trebuie să răspundă acționarii Gazprom și uh, Guvernul Republicii Moldova. Uh, la fel, dacă întreprinderea procură bunuri, servicii la un preț majorat sau servicii care nu sunt necesare, acestea, la fel, nu s a acoperit de tarif și este prejudiciată întreprinderea. Iată, la Moldova Gaz nu a fost făcut audit de la momentul fândării, din 1998. O singură tentativă a fost în 2000-2001, dar ea nu -a, nu a fost, spunem așa, nu a avut finalitate. Raportul curții de conturi. Uh, echipa de audit a fost atunci condus în 2001 de domnul Șoitu. El nici până în ziua de azi nu a fost examinat de, de Parlament. Uh, analizând fraudele care au avut loc la Moldova Gaz, noi am stabilit că uh, utilizarea irațională a banilor sau mijloacele pur și simplu fraudate au condus la faptul că întreprinderea nu și-a achitat datoria la gaz. Adică banii au fost furați. Și acum se primește că noi trebuie să plătim această datorie. Deci trebuie analizați fraudele care au avut loc la Moldova Gaz, banii recuperați, adică trebuie să fie niște dosare înainteate la procuratură, banii recuperați și îndreptați în stingerea datoriilor. O altă parte ține de cheltuieli nejustificate, de pildă construcția noului sediu. Potrivit rapoartelor financiare, cel puțin 500 de milioane de lei au fost investiți în sediu nou acest buget investițional, acest plan de investiții este aprobat de reprezentanții Gazprom și de reprezentanții Guvernului Republicii Moldova. Banii au fost investiți în sediu, nu s-a achitat datoria la gaz și acum Gazprom ne cere nouă să o plătim din nou. Păi stați un pic, dacă tot voi ați votat aceste cheltuieli și ele nu sunt inclus în tarif, atunci să și le asume acționarii proporțional cotelor. Să facă capitalizarea întreprinderii. De ce numai noi trebuie să plătim aceste cheltuieli nejustificate. Uh, un alt punct ține de pierderile de gaze în uh, gazoductele de distribuție. Uh, noi vorbim aici de uh, pierderi excesive, cam uh, la moment, până în 2010, până în 2011, pierderile de gaze în distribuție erau aproximativ 6% din consum. Asta e foarte mult. Media pe Uniunea Europeană între 0,5, în cel mai rău caz, un procent jumate. practic, uh, Componența Andrei din în perioada 2010-2013 a redus aceste pierderi, dar ce se întâmpla? Gazprom ne livra nou gaz, Moldova Gaz raporta că ele sunt pierderi, ANREA a spus că asta sunt excesive, nu le includ în tarif. Aceste gaze erau convertite în bani, erau pur și simplu furate prin diverse metode, prin spunem așa, se livrau la diferite agenții economici, la stații de alimentare cu gaze comprimate. Ele nu erau acoperite de tarif, de tarif, adică se primește că Moldova Gaz, aceste gaze le livra, practic le fura și rămânea dator la Gazprom. Deci lucrul ăsta iarăși trebuie de, de verificat. Pentru că volumele respective sunt atribuite de Gazprom la consumul malului drept, însă Moldova Gaz nu a încasat bani pentru dâns. Și asta a contribuit la creșterea datoriei. Un alt aspect ține de procurarea valutii la rate de schimb majorate. Au fost câteva controle efectuate de procurori în 2015 și ei au stabilit că întreprinderea procura valută la, o rată, la un curs comercial mai mare decât cursul... Uh, uh, de către de, 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 de rata medie pe piața bancară. Astfel erau majorate cheltuielile nejustificat, iarăși trebuie de văzut care e valoarea prejudiciului și banii și ei recuperați și îndreptați la a, achitarea datoriilor. Uh, un episod aparte ține de uh, actele judecătorești ilegale uh, și de uh, neachitarea consumului de gaze de către fabrica de sticlă Cristal Flor în procedură de insolabilitate. Vorbim de anii 2006-2008 atunci instanțele de judecat au obligat ilegal Moldova Gaz să livreze gaz acestei fabrici. Fabrica nu s-a achitat, a produs butelii de sticlă, le-a livrat unor companii controlate de Vecislav Platon, salutări diasporii din Londra, unor membri. Companiile controlate de Platon vindeau aceste butelii de sticlă și nu se mai achitau nici cu fabrica, fabrica nu s-a achitat cu Moldova Gaz, și respectiv, iată, această schemă a condus la majorarea neîntemeiată a datorii malului drept cu peste 5 milioane de dolari. Deci, noi nu vrem să achităm uh, prejudiciul cauzat de cetățeanul Platon. Schema aceasta, iarăși, trebuie investigată și persoanele responsabile trase la răspundere. Uh, o altă problemă ține de faptul că datoriile complexului termoenergetic. CET termoelectrica termoelectrică, care s-au acumulat pe parcursul anilor, ele sunt calculate în lei, în timp ce datoria Moldova Gaz către Gazprom este calculată în dolar. Din cauza deprecierii leului, iată, asta în perioada 2014-2015, când s-a furat miliardul și cursul valutar a crescut enorm, iată, aceste datorii în lei când le convertim în dolari, valoarea lor în dolari s-a depreciat foarte mult. Și asta, iarăși, sunt niște pierderi care au fost uh, înregistrate din Moldova gaz. Lucrul ăsta, la fel, trebuie discutat, ce... dar asta, evident, că a contribuit la formarea uh, datoriei la gaz. Uh, și, iată, după ce se parcurg toate aceste uh, etape, după ce se uh, investigează aceste încălcări, Urmează principalul, urmează recalcularea valorii datorii și respectiv a uh, penalităților. Și de aici pornesc uh, tratativele, negocierile cu Gazprom. -ul. Deci, un lucru important care trebuie să-l menționăm, având în vedere uh, cât de amplă este sarcina pe care trebuie să o facă auditorii, uh, considerăm că unul din potențiale riscuri că nu, nu se va reuși în uh, termenii care sunt indicați în protocol. Și altă chestie că uh, vorbim de încălcări care au avut loc în perioada anilor 94, 97, 98, 2000. S-ar putea ca Moldova Gaz să spună că noi nu avem documente, da, că s-au pierdut documentele. Păi iată, uh, domnul Șoitu dispune de o parte de aceste documente, uh, ele sunt, și nu se întâmple așa că la Moldova Gaz cumva ele să se piardă. Deci ele sunt și noi suntem gata să le... Să le uh, Oferim echipii de audit și la fel vrem, vrem să facem un îndemn către uh, actualii foștii angajați din Moldova Gaz, din subdiviziunile sale. Vă rugăm foarte mult să acumulați probe pe fraudele care au loc pentru că ele o să fie necesare și pentru efectuarea auditului și pentru efectuarea uh, investigațiilor. Eu vă mulțumesc și domnul Șoitu, completați. Pe acțiuni Moldova Gaz, domnul Tofilat s-a referit că este vorba de evaluarea și reevaluarea activilor ca capital a societății pe acțiuni Moldova Gaz la situația 21 a fost evaluată la 1 iulie 97, dar inclus în capitalul social doar uh, în anul 1998, la 21 octombrie. Problema este că valoarea aceasta este o valoare preliminară. Cu toate defecțiunile care au fost evaluate acest patrimoniu, mai vine încă un pe capul nostru, generată de domnul director a Agenției Proprietății Publice pe timpurile respective, domnul Vladimir Filat. Este în așa o anexă la contract de societate, anexa numărul 2, acordul cu privire la modalitatea de formare a capitalului social, unde în punctul 2, conform normelor existente în Republica Moldova, domnul director se referă foarte corect și scrie în scop asigurării Republicii Moldova transnistrii gaze naturale, funcționari. <coughs> Funcționării tranzitului continuu de gaze rusești în țările terții și dezvoltării fructuoase a societății, Republica Moldova, Transnistria și Sargazprom, vor transmite concomitent în decurs de o lună bunurile în proprietatea societății pe acțiuni Moldova-Gaz. Bunurile Gazpromului este datoria. Se strângă datoria la momentul fondării, adică în timp de o lună după 21 octombrie. Însă, domnul director Vladimir Tofilat uh, filat, filat, filat pardon Domnul <laughs> Filat Domnul Filat Mai Predumăie, cum zic rușii Inventează un punct Punctul 8 Și spune în felul următor Strângerea datorii Republicii Moldova și transnistrii pentru gazele naturale primite în sumă totală de 60 de milioane de dolari în contul pălții, contii, pă, plății coti-părți în Sargar Prom, în capitalul social al Moldovei Gaz, se va efectua de Gaz Prom de la data permisiunii de participare în societate, conform modului stabilit de legislația Federației Ruse și coordonat cu graficul societății. De la aceeași dată, suma menționată se scutește de plata penalităților. Deci, datorită punctului ăsta, Republica Moldova după auditul care l-am făcut eu în anul 2001 și n-a fost examinat până în ziua de astăzi, gălăgia s-a pornit, dar auditul nu a fost examinat. Dar, la 1 iulie 2001, conform unui act de verificare a datoriilor, aceste 59 de milioane de dolari se stâng o datorie a anului 97 în condițiile în care la 1 iulie 2001 Republica Moldova malul drept nu mai avea datorii pentru anul 97 era datoria doar a Transnistriei cumulată cu malul drept și stângi datoria total a Transnistriei. Deci Gazpromul nici astăzi nu s-a achitat pentru a stângi datorii. Datoria malului drept de 47 și 30 milioane de dolari. Mai mult ca atât. La această datorie, până astăzi, se calculează penalități. Valoarea penalităților calculată de mine depășește 80 de milioane de dolari. Rătă că ea că asta e o formulă de administrare a societății pe acțiuni Moldova-Gaz. Stimați prieteni, dacă punem cap la cap toate probele care noi astăzi dispunem, nu doar strângem datorie de care visează Gazpromul 7 800 de milioane, dar Gazpromul ne va fi dator nou mai mult de un miliard de dolari. Fiind de este spuse, eu termin cu uh, o de cuvânt prezentarea sau discursul care îl am, dar mă credeți, probe sunt cu nimiluita. Dorință trebuie să existe. Va exista dorința de a face un audit pe bune sau nu? Vom vedea. Mulțumesc. Domnului, tu, domnului, eu vă mulțumesc. Ion, te rog. Stimați cetățeni, eu în primul rând vreau să mă adresez domnului prim-ministru. Uh, Stimată doamnă prim-ministru, dumneavoastră vedeți foarte clar că complexitatea problemei este imensă. Uh, ceea ce a expus domnul, domnul vicepreședinte Tofelat și domnul vicepreședinte Șoito demonstrează faptul cu probe că uh, o simplă evaluare a datoriei este imposibilă și este irelevantă pentru, pentru, cazul uh, crizei energetice din Republica Moldova creată de către uh, ambele părți și potrivit prevederilor punctului 4 din protocolul semnat la Moscova de către domnul ministru Spânu, noi înțelegem faptul că prin care raportul de audit trebuie să fie executat până la data de 1 mai 2022. Înțelegem că acest audit, având în vedere complexitatea problemei și evaluarea sau auditarea întregului complex care a fost expus, este nevoie ca perioada de audit să fie extinsă și până la perioada de 1 mai 2022 nu o să fie posibil de a, de a avea un, un raport final de audit pe evaluarea datoriei. Din acest considerent solicităm respectuos și considerăm oportun. Ca a, extinderea a, termenului de auditare să fie discutată în, în cadrul Comisiei Interguvernamentale Moldoruse, prin care să fie solicitată și agreată extinderea acestui termen. A, pe de altă parte, a, unul din riscurile pe care, pe care le identificăm noi este că a, ar exista sau pentru a exclude un potențial conflict de interese, ofertanții care, care vor depune ofertele pentru executarea auditului trebuie să nu aibă, să nu fie avut relații, a relații contractuale cu Gazprom sau subsidiarile sale din Federația Rusă și din alte jurisdicții unde activează Gazprom. De ordin tehnic, totodată recomandăm ca beneficiarul acestui audit să fie Guvernul Republicii Moldova, astfel că este acționar minoritar în cadrul Moldova Gaz. Și unul din riscurile eminente pe care le vedem noi este comisia de selectare acestui, acestei companii de audit. Și pe această cale vă îndemnăm ca să faceți publică această listă a membrilor comisiei ca să fie cunoscută mediului uh, Republicii Moldova și mediului internațional uh, prezent în Republica Moldova uh, și de a asigura că acest, uh, acest proces de, uh, de licitație și de selectare a uh, companiei de audit să fie unul transparent și corect. Totodată, în criteriile de evaluare a ofertei, trebuie să fie, trebuie să fie inclus prețul serviciilor și experiența ofertanților de a perfecta materialele pentru liticii pentru arbitra arbitraj, comercial. Așa cum spuneau colegii, colegii mei, una din, sunt două căi de soluționare a problemei, una amiabilă, ori în cazul în care această, această situație nu poate fi soluționată ameabil, atunci este oportun ca Republica guvernul, Republicii Moldova să pregătească să aibă probe concludente și uh, relevante prin intermediul acestui audit vast pentru a fi pentru a constitui dosarul pe, uh, de arbitraj comercial. Uh, la fel, condițiile tehnice trebuie să prevadă auditarea activității Moldova gaz, GAZ și subdiviziunilor sale. Noi sperăm foarte mult că acest audit, mesajul pe care îl transmitem noi, este auzit. Guvernul Republicii Moldova, Consiliul Suprem de Securitate și membrii Parlamentului vor primi mesajul nostru, vor lua atitudinea și vor acționa în interesul Republicii Moldova. Uh, având în vedere că avem o majoritate, majoritate parlamentară, uh, uh, avem uh, uh, premierul uh, partidului, uh, din partea Partidului Acțiune și Solidaritate, uh, considerăm că uh, Partidul Acțiune și Solidaritate nu are dreptul să greșească în gestiunea acestei crize energetice, ori uh, considerăm că altfel Considerăm că în clasamentul uh, furturilor din bugetul public vom avea un nou lider. Vă mulțumesc! Stimați prieteni, în încheiere, uh, reiterăm că a fost elaborat uh, un uh, proiect, un document care prevede sarcinele uh, misiunii de audit pentru evaluarea corectă și stabilirea corectă. A datoriilor, a, începând cu momentul formării societății PEXUR Moldova Gaz și până în prezent. Lucru care nu s-a făcut niciodată. Și dacă noi suntem un stat care se respectă, un stat care vrea să facă claritate și vrea să înțeleagă a, ce s-a întâmplat în ultimii 30 de ani și cum a fost administrat patrimoniul de stat ce s-a întâmplat pe parcursul activității societății pe acțiuni Moldova Gaz și cum am ajuns noi să ne administrăm activele și proprietățile atât de prost, cum s-a întâmplat că s-au plătit sute de milioane de dolari pentru consumul malului stâng, din contul bugetului, din contul autorităților constituționale a Republicii Moldova, cum s-a întâmplat că au fost făcute fraude de 10 și zeci de milioane de dolari pe parcurs și pentru a stabili într-un final adevărul cine, cât și cui îi este dator, avem nevoie de efectuarea nu a unui audit a datorii malului drept, ci un audit al societății pe acțiuni Moldova Gaz, un audit al conformității. Dacă vom merge de data asta pe calea greșită, repetăm, riscăm să includem în factura cetățeanului uh, circa 2 miliarde de lei pe an, pentru următorii 5 ani. Și de asta chemăm guvernul Republicii Moldova să fie extrem de precaut în formularea sarcinilor pentru misiunea de audit și îi chemăm, îi rugăm să consulte documentul elaborat care este unul foarte minuțios, este unul competent, este unul profesionist, bazat pe documente probe și o logică greu de contestat. Noi vă mulțumim foarte mult și sperăm să fim auziți de autoritățile centrale în procesul de pregătire a acestei misiuni de audit. Sarcena oricărui guvern, oricăror autorități este să-și protejeze interesul național și interesul cetățeanului. Sperăm foarte mult că de data asta așa se va proceda și așa se va face. Vă Mulțumim foarte mult și vă dorim o zi cât mai bună! Ștefan, două secunde, vă rog! Uh, documentul de care, de care vorbim și anexa acestuia va fi publicată pe site-ul site Partidului Schimbării uh, sau pe pagina o să vedeți o referință pe pagina uh, de Facebook a Partidului uh, unde o să găsiți acest, uh, acest document spre informare largă și spre informarea părților interesate din Guvern, Parlament, Consiliul de Securitate, Președinție și alte uh, alte sectori. Mersi O zi da. cât mai bună